mai mult decât povești, mai mult decât povești. Vă salut cu bucurie, dragi prieteni ai poveștilor, și vă anunț că de astăzi începem lectura unei noi cărți. Titlul ei este Titus, un camarad al crucii, iar numele autoarei Florence Morse Kingsley. Mulțumim editurii Little Lamb din Suceava pentru amabilitatea cu care ne-a permis să lecturăm această carte la emisiunea Mai mult decât povești. În privința subiectului nu vă deconspir altceva decât că acțiunea se petrece pe timpul vieții pământești a Domnului Isus. Iar acum, haideți să pornim noua noastră lectură. Cu aproape 17 ani, înainte ca povestirea de față să-și înceapă cursul, una dintre cele mai bogate și frumoase case din Ierusalim a fost martora unei tragedii. Bocetul și plânsul au alungat cu un vuiet tăcerea și pacea care se lășluiau odinioară aici. Slujitorii, adunați în jurul fântânii din mijlocul curții, plângeau cu glas tare necazul abătut asupra acestei familii, în vreme ce unii dintre ei își dădeau cu părerea, iar alții vorbeau și gesticulau pe seama întâmplării. "Nu-l vom uita niciodată, niciodată!" spuse o bătrână frângându-și mâinile. "Era așa de drăgălaș, așa de dulce!" suspină alta. "Și atât de frumos, cu ochii lui mari și cu obrajii roșii ca niște bujori." "O, David, copilul meu!" se auzea plânsetul altei femei aruncate cu fața la pământ și care, ridicându-se mai apoi, își așeză capul pe marginea fântânii, murmurând în timp ce lacrimile îi cădeau în apă: "Cine a putut să te răpească și să te ducă departe de sânul mamei tale?" "Va muri maică sa dacă o ține tot așa cu plânsul," spuse bătrâna care vorbise prima. "Am aflat de la Reba, slujnica ei, că sărmana mamă cade mereu în leșin, din momentul în care i s-a spus că fiul i-a fost furat." "Ce ciudat! Prisca a plecat odată cu dispariția copilului. Nu crezi că i-ar fi putut fura copilul?" "Taci, femeie! Prisca iubea copilul ca pe ochii din cap. Niciodată n-ar fi lăsat să-i se întâmple vreun rău." "Știu că îl iubea, dar îmi imaginez că îl iubea mai mult pe ticălosul acela de grec. Nu crezi că grecul i-ar fi putut fura pe amândoi?" "Cum să poată?" întrerupse o altă femeie. "Nu putea, chiar dacă ar fi vrut." "Voi nu știți totul," spuse o bătrână care nu vorbise până atunci. "Am aflat de la Malhus că stăpânul l-a prins odată pe grec discutând cu Prisca la poartă și l-a alungat. Acesta i-a răspuns ceva într-o limbă necunoscută, dar cu o privire plină de ură. Stăpânul a poruncit să fie prins, legat și bătut, ceea ce s-a și întâmplat de îndată. L-au bătut bine, mai ales că era păgân. Sunt 10 zile de când am casat-o, dar acum Prisca împreună cu copilul au dispărut." Și, din nou, toate femeile începură să plângă și să bocească soarta copilașului. Între timp, o scenă mult mai dureroasă avea loc în interiorul palatului. Soarele străbătea înăuntru printre frunzele copacilor, aruncând pete de lumină pe divanele de catifea. Trandafiri, crini și oleandri se scăldau în lumină în jurul fântânilor din marmură. Păsărelele care zburau dintr-un loc într-altul cântau voioase, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat la palat. Și totuși, o adâncă tristețe se întinsese peste tot, pentru că stăpâna acestor frumuseți zăcea albă ca varul, zdrobită de durere pe un fotoliu într-o cameră cu perdelele trase. Lângă ea, cu fața îngropată în palme, stătea soțul ei. Nu, Ana, gemu el. Nu pot să-i dau de urmă. Am trimis slujitori în toate direcțiile. Malhus a percheziționat cetatea întreagă din zorii zilei. Eu însumi am umblat toată noaptea căutând. Totuși nu-mi pierd speranța că îl voi regăsi. Continuă el, scrâșnind din dinți și sărind în picioare, începu a umbla grăbit, de parcă ar fi vrut să măsoare camera cu pasul. Îmi este teribil de greu să rab de această crimă. Dumnezeul lui Avram îmi este martor că mă voi răzbuna. Și totuși, cine este dușmanul meu? Cine a îndrăznit să-l fure pe David, unicul fiu al lui Caiafas? Cineva probabil îmi va cere bani ca răscumpărare. Și voi plăti, chiar dacă va fi să-mi dau toată averea. O, fiul meu, singurul meu fiu! Și nenorocitul tată își sfâșie hainele, plângând cu amar. Nu, soțul meu, nu dispera, șopti Ana. Mai există speranță, a dispărut doar de aseară. Dar pe când vorbea, fața copilașului ei de 3 ani îi apăru înaintea ochilor și parcă îl vedea întinzându-și mânuțele să fie luat în brațe. Apoi și-l imagina bolnav și singur, în vreun colț întunecat al cetății sau în vreo peșteră rece. Din când în când o străbătea un fior adânc de durere la gândul că odorul ei ar putea fi acum mort. Treptat curajul o părăsea și, plângând cu amar, încerca să-și înnece suspinele ca să nu sporească durerea chinuitoare a soțului ei. Iar ceasurile încărcate cu suferință se transformau în zile fără să aducă vreo veste despre copil. Zilele au devenit apoi săptămâni, fără ca vreo scânteie de speranță să se fie aprins în viața părinților. Au trecut apoi luni de zile, grele ca plumbul, luni care s-au adunat la rândul lor în ani. Bocetul slujitorilor a încetat, hainele de doliu au fost puse deoparte și nimic în afară de durerea din ochii mamei nu mai vorbea despre acest chin ascuns, un chin mai amar decât moartea. La palat nu se mai auzea niciun glas de copil și în timp ce Ana devenea tot mai tristă și mai tăcută, Caiafas, stăpânul, era tot mai nervos, dobândind o fire care îi făcea pe ceilalți să se ferească din calea lui. Peste căminul, care odinioară era plin de veselie și fericire, plutea acum o tristețe copleșitoare. Odată, la o sărbătoare, Ana a crezut o clipă că a zărit-o pe Prisca. Femeia ținea de mână un băiat de aproape 10 ani. Ochii erau fermecători și negri, părul întunecat, iar buzele și obrajii îi erau plini de viață. Dar înainte ca să poată chema vreo slujnică, cei doi au dispărut în mulțime și nu au mai putut fi găsiți. Deși întreg Ierusalimul fusese percheziționat de la un zid la celălalt, ajungând să fie verificați chiar și străinii din afara cetății. Poate că totuși n-a fost Prisca, șopti Ana tristă soțului ei seara când stăteau amândoi în grădină. Nu i-am putut vedea fața din pricina voalului, dar băiatul, o, soțul meu, era atât de frumos. Și izbucnind în lacrimi, își ascunse fața la pieptul lui. Nu, draga mea, nu plânge. Nu sunt eu mai scump pentru tine decât un fiu? Se strădui Caiafas să-și mângâie soția. Și din nou, ani grei și goi s-au scurs, fără să aducă vreo alinare acestor suflete copleșite de tristețe. Deasupra lacului, o mulțime de culori străluceau în unde străvezii și jucăușe, contopindu-se într-un dans de raze aurii, purpurii, care se uneau cu cerul dinspre apus și cu apa liniștită ce reflecta malurile îndepărtate, cu palmieri care străjuiau parcă întinderea imensă a lacului. Încet, căldura toridă de peste zi dispărea, și noaptea, binevenită într-un asemenea climat, se apropia tăcută. Din loc în loc, în vilele cu ziduri albe și în satele din depărtări, începeau să se aprindă făclii, care licăreau tot mai multe prin frunzișul des al măslinilor. Pe întinderea apei erau risipite bărci de diferite mărimi și feluri. Unele se întrezăreau departe de mal, înălțându-și pânzele albe sau colorate și pregătindu-se să prindă adierea ușoară a vântului care începea să încrețească suprafața apei. Altele, împinse de vâsle, pluteau lin în apropierea țărmului, iar restul, care erau ancorate la mal, se pregăteau să pornească în larg. De pe mal puteai auzi frânturi melodioase din cântecele care pluteau deasupra lacului și glasurile pescarilor care se pregăteau pentru munca nopții. Lacul acesta al Genezaretului era cu adevărat o minune, iar Capernaumul un oraș încântător. Așezat pe malul unei mări în miniatură, se bucura de un comerț profitabil cu vecinii săi. Pe țărm se găseau numeroase docuri și hambare pentru provizii. În spate, orașul cu marea sinagogă construită din marmură albă, cu clădirile publice, cu piețele și străzile lui, se întindea până la poalele unui șir de munți, care înconjurau lacul ca un anfiteatru. În această seară, un pescar singuratic își lega barca la malul unui râu mic care se vărsa în lac la o jumătate de milă departare de oraș. Era obișnuit cu panorama glorioasă a Murgului, care era acum înghițit de întuneric și care trezea în el un sentiment nedefinit de fericire. Dar această stare de spirit se risipi de îndată ce își aminti de foamea care îl stăpânea. Aplecându-se, scutură frânghia ca să se asigure că a ancorat bine barca și apoi, luându-și mrejile și pești înșirați pe o ramură de copac, porni în grabă spre casă. Cu mreaja pe umăr și legănând pești într-o mână, părea nu un copil, ci mai degrabă un tânăr voinic și puternic, de aproximativ 19 ani, cu pielea arsă de soare, cu ochii negri și sprâncenele bine conturate, cu părul de o culoare asemenea corbului, cu nasul încovoiat precum ciocul vulturului, cu buzele croite în forme accentuate, avea o înfățișare de tărie și de frumusețe neobișnuită. Purta o cămașă albă fără mâneci, dintr-o pânză aspră ce ajungea până la genunchi, prinsă la mijloc cu o cingătoare stacojie, de care era legat un portofel învechit. După 10 minute de mers apăsat, tânărul ajunse la zidul cetății, unde străjerul se pregătea să închidă poarta, cum făcea de obicei la căderea nopții. Tânărul abia apucă să se mai strecoare înăuntrul cetății când se auzi strigat: „Hei, tinere, era să-ți petreci noaptea afară din cetate!" „N-ar fi fost nicio pagubă," răspunse tânărul. „Am petrecut multe nopți pe lac, după cum știi, și aș fi putut intra în cetate și prin alt loc." Și o luă la fugă, fiindcă străjerul făcu o mișcare ca și cum ar fi încercat să-l prindă. „Cunoști băiatul?" îl întrebă un altul pe străjer. „Da, îl cunosc, îl cheamă Titus. Este un tânăr îndrăzneț. Locuiește lângă piața de pește împreună cu tatăl său, Dumahus. Se dau drept pescari." Și omul se opri și dădu din umeri. „Ce vrei să spui?" întrebă celălalt curios. Dar străjerul trăgea zăvoarele uriașe, pufnind și gemând, de aceea nu putu să audă întrebarea și nu-i răspunse, așa că prietenul său uită chiar și el ce întrebase. Între timp, tânărul își urma drumul pe străzile înguste care se adânceau de grabă în bezna nopții din pricina zidurilor înalte. Din loc în loc străbătea piețe pavate unde se aflau multe dughene luminate de torțe aprinse. La una dintre acestea se opri un moment și privi marfa care era expusă în coșuri mari. Erau prăjituri făcute cu miere, smochine și curmale uscate, bucăți de brânză de lapte de capră, nuci și tot felul de fructe. După un moment de gândire, alese câteva prăjituri pe care vânzătorul îi le înveli în frunze mari și își deschise portofelul, de unde scoase o monedă de haramă. Apoi, întorcându-se și croindu-și drum prin mulțimea din piață, se afundă într-un labirint de ulițe care duceau într-o zonă mai sărăcăcioasă a cetății, pentru că piețele deveneau tot mai mici și mai rare, iar zidurile tot mai joase și mai înghesuite. În sfârșit se opri în fața unei uși șubrede, aflate în zidul fără tencuială al casei. Intră și trase ușa cu grijă după el. "Tu ești mama?" se auzi o voce stinsă prin întunericul din casă. "Nu, Ștefan, băiete, eu sunt. Unde-i mama?" "Nu știu," răspunse glasul plângăreț. "A plecat de mult la fântână după apă, iar eu sunt lihnit de foame și gâtul mi-a ars de sete. Poți să mă scoți în curte, Titus?" "Sigur, băiete, și-ți voi da și apă de băut." Și punând peștii și mrejele jos, traversă curtea luminată de luna care inunda totul în jur. Într-o parte a curții era o intrare peste care atârna o perdea din piele. Aplecându-se, Titus intră și se întoarse îndată, ținând în brațe o făptură firavă, numai piele și oase, pe care o așeză cu gingășie pe o grămadă de mreje. "Stai aici, Ștefan, băiete! Vezi ce frumoasă e luna în seara asta? Uite aici și apa, cu toate că nu e atât de rece cum va fi cea pe care o va aduce mama." Și Titus îi turnă copilului de pe mreje apă dintr-o ploscă de piele. Când acesta s-a întins să ia apa, își descoperi trupul deformat, schimonosit. Fața lui însă, scăldată de lumina lunii, era frumoasă, în ciuda palorii și suferinței, pentru că trăsăturile băiatului erau delicate, iar părul auriu și cârlionțat forma o aureolă în jurul feței palide, ce istorisea o poveste tristă. "E drept că apa are un gust neplăcut, dar mi-am muiat buzele și gâtul, ceea ce e o binecuvântare. Mă bucur că ai venit, Titus, pentru că acum mă vei putea urca pe acoperiș. Astăzi a fost o zi grea și m-a durut spatele cumplit." În timp ce bolnavul vorbea cu glasul lui slab și pițigăiat, Titus se grăbi să aprindă focul la care să frigă peștele ce avea să răspândească imediat un miros plăcut și ademenitor. "Uită-ți supărarea, Ștefan, băiete!" spuse Titus pregătind cina. "Am ceva foarte bun pentru tine." "Mi-ai adus ceva pentru copilaș!" Ochii lui Ștefan străluceau la lumina focului. "Ei, eu am cumpărat prăjiturile pentru tine, dar dacă tu vrei, poți să le împarți cu el." "Da, voi mânca și eu, dar îmi place să-l văd cum se bucură când îi dau o prăjitură. E așa de drăguț." "Dar taci, cred că-l aud acum." Și ridicându-se pe o parte, asculta atent. Titus se opri și el din lucrul lui și amândoi ascultară un glas dulce de copil, gângurind pe acoperișul vecinilor. "Noaptea trecută," spuse Ștefan, "s-a cățărat pe parapetul dintre acoperișuri și a venit singur la mine. Mă iubește atât de mult," adăugă el cu un ton care îi exprima toată convingerea. "Cel puțin iubește dulciurile," răspunse Titus râzând. "Dar uite, a venit mama," adăugă el privind spre ușa de la stradă care se deschisese. O femeie înaltă, învelită cu mahramă și purtând un vas cu apă pe cap, intră în curte. "Unde ai fost, mamă?" întrebă Ștefan. "Ai plecat înainte de apusul soarelui și aș fi murit de sete până acum dacă nu venea Titus să-mi dea apă din ploscă." Femeia puse vasul jos și, turnând apă într-o cană de lut, îi răspunse copilului. "Nu mă certa, dragul meu, am zăbovit la fântână, fiindcă acolo am auzit lucruri nemaipomenite. Era o mare mulțime și a trebuit să stau la rând să scot apă. Vecina noastră, Iocunda, a auzit povestea de la soțul ei și el a auzit-o în piață. Întregul Capernaum vuiește de această veste miraculoasă." "Lasă poveștile, mamă," o întrerupse Titus. "Copilul este leșinat de foame și nici eu nu mai rezist prea mult. Ne vei spune povestea mai târziu." Și spunând asta, luă peștele de pe foc, în timp ce Prisca, pentru că acesta era numele femeii, aduse pâinea care le slujea drept farfurie, ștergar și mâncare. După ce a frânt-o în bucăți, a împărțit-o, în timp ce Titus făcu la fel cu peștele. Fiecare mușca din pâine și din pește cu poftă. Când terminară peștele, își șterseră mâinile cu cojile de pâine, pe care le aruncară apoi la câinele, care curăță resturile în câteva clipe. Titus mâncă bine, cu pofta provocată de tinerețe și de o foame îndelungată, încheiindu-și cina cu o cană mare de apă proaspătă. "Acum, Ștefan, băiete," exclamă el, "mă simt ca un om nou." "Dar tu nu mănânci mai mult decât o vrabie. Trebuie să mănânci acum prăjiturile." "Nu, Titus, du-mă mai întâi pe acoperiș. Voi mânca prăjiturile acolo." "Așteaptă, băiete, să-ți duc mai întâi patul. Vei dormi mai bine sus în răcoarea nopții." Spunând aceasta, Titus dispăru în întunericul locuinței, revenind imediat cu o rogojină. "Am să te iau și pe tine după ce-ți voi întinde mai întâi rogojina," spuse el în timp ce urca repede o scară care ducea din curte pe acoperiș. Întorcându-se fluierând, îl ridică pe sărmanul Ștefan de pe mrejele mirositoare și îl duse cu ușurință pe acoperiș, așezându-l cu grijă pe rogojină. Băiatul respiră adânc, privind la mulțimea stelelor care umpleau cerul și la luna care plutea strălucitoare ca o prințesă a nopții. O adiere ușoară bătea dinspre lac, spre cetatea în spatele căreia se zăreau dealurile întunecate. "Ah, Titus," suspină băiatul, "n-aș putea trăi dacă n-ar veni noaptea. Îmi este groază în tot timpul zilei acolo jos după perdeaua aceea urâcioasă. N-am nimic de făcut și de cele mai multe ori n-am nici cu cine vorbi măcar. Iar când tata e aici..." Și băiatul tresări privind cu frică în jur. Apoi se ridică în capul oaselor și strigă duios: "Gogo, vino aici, Gogo!" Se auzi un râs de copil și un glas de femeie de pe acoperișul vecin strigă: "Uite-l!" Ridicând peste parapetul ce despărțea cele două case, un copilaș dezbrăcat care alerga clătinându-se spre locul unde Ștefan îl aștepta cu drag. "Vezi, Titus, ce bine merge în picioare, ce drăguț este! Vino la Ștefan, Gogo, am prăjituri pentru tine!" La acest cuvânt magic, copilașul începu să alerge și ar fi căzut dacă Titus, care privea scena, nu l-ar fi prins la vreme ca să-l aducă lângă Ștefan. Acolo, copilașul începu să gângurească cuvinte neînțelese, care îi provocau o mare satisfacție lui Ștefan. "Cerșetor mic!" glumi Titus. "Îți plac prăjiturile?" Și le scoase la iveală, cei drept, cam turtite și topite de căldură, dar primite cu mare bucurie de cei doi de pe rogojină. "Este și mama cu voi?" întrebă femeia de pe acoperișul vecin. "Încă nu," răspunse Titus, "dar va veni imediat ce termină cu treburile jos." Pe când vorbea el, silueta înaltă a lui Prisca apărut de pe scară. "Bună seara, vecină!" spuse ea, zărindu-și în umbră prietena. "Vino și-ți voi spune o poveste pe care am auzit-o la fântână." "Vrei să-mi spui despre străinul care a sosit în cetate și face minuni?" "Am auzit și eu despre el," răspunse cealaltă femeie, pășind peste parapetul dintre cele două case. Apoi, așezate amândouă pe acoperiș, se pregătiră să-și împărtășească noutățile. Dar ce și-au povestit cele două femei pe terasa acoperișa caselor lor, vom afla la întâlnirea noastră viitoare, când vom continua lectura noastră din cartea Titus, un camarad al crucii, de Florence Morse Kingsley, cartea apărută la editura Little Lamb, Suceava. Până atunci, vă spun, rămâneți cu bine și Domnul să vă binecuvânteze! Ați ascultat o emisiune realizată de Sanda Sândulescu. Mai mult decât povești, mai mult decât povești.